Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia după Matei. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat un vis, un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice, Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă, Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus.